Un pomișor nu mănânc, al verde-negru. Wow. Dar îmi place performanța. În weekend a fost ultima etapă de coastă sau VTM. S-a ținut la Poiană și trebuie să recunosc că nu am mai văzut atât de mulți oameni în parcul service sau pe traseu la o singură etapă de coastă. A fost și vreme bună spre foarte bună, a fost soare cu dinți. Le mulțumesc tuturor oamenilor care au venit alături de noi pe coastă. Pentru mine câteva premiere. Am pilotat la prima vedere, adică fără niciun fel de probă, test sau antrenament, prima mașină cu secvențială din viața mea la curse, prima mașină turbo din viața mea la curse. Știu ce e aia secvențială, dar... Am avut șansa să fac treabă. M-am bătut la secunde cu grei din campionat, pentru că am condus o super mașină. Am luat locul întâi, la mare diferență de ceilalți colegi. Zi-mi niște cuvinte de astea de la mașină, cum e colbutor. Zi-mi un cuvânt din ăsta care să aibă și o rezonanță poetică, așa. Zi-mi un ax cu camă, uite cum sună, ax cu camă. Poți să scrii o poezie, știi? Axul meu cu camă rupe-ți-aș... Came. Cu came. Mai multe came? Dacă are o camă, nu e bine. Zi-mi un cuvânt din ăsta. O camă? E cama, camelia. Okay. Cuzineți, uite. Făceam o prezentare la material drăguț. Uite și eu ce vrei să fac în timpul ăsta, 3 minute cât durează prezentarea. Să stai. Poți să-ți ia abajurul dacă vrei. Și eu? La această cursă am descoperit oamenii interesanți. Am mai povestit cu oameni pe care nu știam încă. Au venit câțiva italieni să se dea. Unul a și bătut cu asta, cu o mașină absolut superbă. Dar l-am cunoscut mai de aproape și pe un băiat pe care îl vedeam deja de mult timp printre noi, știind extrem de multe lucruri despre coastă. Ciprian venea tot timpul în scaun cu rotile, în fotoliu rulant, cum se zice. Ne tot amenința că vine să se dea la coastă și evident toată lumea întreba cum o să faci treaba asta. Ei bine, o premieră la sfârșit de an cu ajutor un pic din exterior, ajutorul lui Simone Tempestini și cu deschiderea ochilor celor din federație. Pentru prima oară în istorie, o persoană cu dizabilități a pilotat de adevărat la o mașină pe o urcare de coastă. Și la anul, cu alt ajutor, s-ar putea să fie printre noi concurent. Avem câteva cuvinte și de la campionul național, Paul Andronic, cu o scurtă introducere despre cum a apărut el în sportul ăsta, deși tatălui făcea treaba asta de foarte mulți ani. Câteva imagini de la coastă din weekend, să vedeți cu ce ne mai stricăm noi timpul și banii. Vă rog! Dimineața cu Răzvan și aici, pentru prima dată în România, sunt prima persoană utilizatoare de scaun rulant care a obținut o licență FRAS și mă dau ca forlighter. Pasionat de motorsport sunt aproape de când mă știu, dar acum am avut și șansa de a face primul pas în sensul ăsta. În momentul de față merg cu mașina personală care este stock, nu este o mașină de raliu, dar are un motor destul de puternic și tracțiune integrală. În anul 2002, în urma unui plonjon în apă, mi-am secționat măduva spinării. Dizabilitatea se reflectă și puțin asupra forței degetelor, dar de la brâu în sus am o forță musculară destul de bine. Mașina fiind automată, nu trebuie neapărat să folosesc ambreiaj pentru a schimba treptele de viteză. Și fiind adaptată cu un dispozitiv manual al comenzilor, este destul de ușor de folosit. În luna iunie am absolvit un curs de pilotaj, iar profesorul meu a fost Simone Tempestini, care în continuare mă ajută tot timpul când am nevoie. Iar la anul, dacă mă pregătesc fizic bine și am un buget, poate avansez spre următorul nivel. În 98, tata deja făcea chestia asta de vreo 20 de ani, e moștenită din familie. În 98 tocmai terminasem facultatea, ceva de genul ăsta, și era ultima etapă de la Râșnov. Și nu, părâu rece.
Și tata m-a sunat, ai luat examenele? Da, am luat examenele, ce vrei să-ți fac cadou? Zic, vreau etapa de la Pârâu Rece acum. A, nu se poate, m-am supărat, am închis telefonul. După vreo 10 minute m-a sunat și mi-a zis, du-te, ia mașina, aveam un ritm Abarth în garaj. Du-te, ia mașina și te aștept la concurs. Aia a fost prima mea etapă pe care am și câștigat-o la H2. Urmând ca în iarna ce a venit să construim un Fiat Uno Turbo cu care am devenit campion, absolut campion al grupei A în 1999, deci la anul fac 20 de ani. Mașina este o mașină pe care am dezvoltat-o începând cu sfârșitul anului 2015. E o mașină bazată pe o Evo 5 cu mecanică de Evo 9, pe care am tot dezvoltat-o pe parcursul anului trecut, ajungând în momentul de față la o mașină de vreo 800 și un pic de cai și 1000 de kilograme, care e o mașină care ți-ar putea da senzații, te aștept în dreapta. Iar pe locul 1, Dani Oții. Așa să vă auzim. Cu susținători aici, Dani. Foarte frumos. Felicitări. Aplauze pentru podiumul de la 2.